Vehiculul tău este echipat cu un sistem de frânare automată de urgență. Acesta constă într-un radar instalat în bara de protecție frontală, care calculează distanța dintre vehiculul tău și cel din fața ta, pe banda ta de circulație. Pentru o funcționare corectă, acest radar situat sub plăcuța de matriculare trebuie curățat regulat. Dacă șoferul își pierde concentrarea, sistemul declanșează frânarea maximă până când mașina se oprește complet. Reține că acesta este un sistem de asistență la condus și nu trebuie să înlocuiască niciun fel vigilența șoferului. De asemenea, reține că sistemul poate fi mai puțin eficient în cazul vehiculelor mici, cum ar fi motocicletele, scuterele și bicicletele, de exemplu. Frânarea automată de urgență funcționează într-un interval de viteză cuprins între 7 km pe oră și 125 km pe oră. Dacă radarul detectează un risc de coliziune cu vehiculul din fața mașinii tale, sistemul te avertizează cu un semnal sonor, iar acest martor luminos roșu apare pe ecranul șoferului. Dacă șoferul nu reacționează la acest avertisment vizual și sonor, sistemul declanșează frânarea de urgență. Șoferul trebuie apoi să mențină pedala de frână apăsată. Totuși, dacă șoferul reacționează utilizând pedala de frână, acceleratorul sau volanul pentru a evita obstacolul, sistemul va întârzia sau anula intervenția sa. În cazul vehiculelor staționare, sistemul de frânare automată de urgență este activ doar la viteze cuprinse între 7 km pe oră și 80 km pe oră. Peste această viteză, sistemul va fi inactiv. Dacă radarul frontal este obstrucționat de obiecte externe, cum ar fi noroi, frunze moarte, zăpadă, gheață sau condens excesiv, un avertisment vizual se va prinde în portocaliu pe ecranul șoferului, solicitându-ți să-l cureți. Dacă avertismentul de defecțiune persistă sau dacă logo-ul portocaliu de defecțiune este însoțit de indicatorul în formă de cheie reglabilă, contactează un agent autorizat pentru a verifica sistemul.